Șoferi, atenție la cum conduceți în trafic. De acum înainte, un comportament agresiv pe șosele poate fi reclamat online direct pe o aplicație specială a Poliției Române. În urma vizualizării imaginilor, polițiștii pot dispune măsurile legale care se impun în astfel de cazuri. Conform noilor prevederi intrate în vigoare, cetățenii pot utiliza platforma de servicii publice hub.mai.gov.ro prin secțiunea ESAR pentru sesizarea unor abateri rutiere ce fac referire la comportamentul agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice. Mai exact, cei care observă alți participanți la trafic că încalcă regulile de circulație pot semnala acest lucru pe o aplicație special creată de Ministerul Afacerilor Interne. Pe platforma hub.mai.gov.ro a apărut secțiunea Sesizări abateri rutiere, unde pot fi transmise informații și imagini privind un comportament agresiv al șoferilor. Polițiștii de la Serviciul Rutier Buzău explică situațiile în care șoferii dau dovadă de comportament agresiv în trafic. Astfel de abateri rutiere ce pot fi încadrate la comportament agresiv în trafic sunt deplasarea succesivă de pe o bandă de circulație pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta în scopul depășirii unui șir de vehicule care circulă din sens opus. Întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor, pornirea vehiculului de pe loc prin patinare excesivă în gol a roților motoare, circulația cu vehiculul la o distanță foarte redusă față de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât și în lateral, o reducere bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia. Sesizarea online va trebui să conțină în mod obligatoriu datele de identificare ale reclamantului, dar și o declarație pe propria răspundere cu privire la veridicitatea aspectelor percepute și a înregistrării audio-video, precum și semnătura acesteia. Autoritățile spun că ar fi de preferat să atașăm fișiere video la o calitate cât mai bună. Sancțiunea pentru comportamentul agresiv în conducerea vehiculelor pe drumurile publice presupune 4-5 puncte de amendă, cu valoare între 660 și 825 de lei și măsura complementară de reținere a permisului de conducere pentru 30 de zile.